Colectarea taxelor și impozitelor de către Agenția Națională de Administrație Fiscală nu este nici pe departe o idee agreată de către reprezentanții primăriilor. Părerea mea este că nu este o idee tocmai bună, spunem noi, datorită faptului că aceste impozite și taxe sunt venituri ale bugetului local. Bugetul local se bazează pe aceste resurse financiare. Ele au fost transferate de la bugetul de stat către bugetele locale în anul 1999, atunci când au luat ființă aceste compartimente de specialitate pe lângă primării, tocmai pentru a se realiza descentralizarea acestei activități și de a fi o resursă oarecum stabilă, spunem noi, la dispoziția ordonatorului principal de credite și mă refer aici la primarii unităților administrative teritoriale. Reprezentanții primăriilor se tem că dacă ANAF va colecta aceste taxe și impozite, banii nu ar mai ajunge integral în bugetele locale sau nu vor fi primiți la timp. Aceasta în condițiile în care cel puțin 20% din bugetul primăriilor provine din banii încasați din astfel de taxe. Impactul asupra primăriei municipiului Vaslui nu va fi unul favorabil, va fi unul negativ, întrucât noi sau domnul primar a creat aici o structură specializată care împreună cu colegii ne facem treaba, spunem noi, bine, eficient și acest lucru, spuneam că se vede în gradul de colectare a acestor impozite și taxe locale. Este esențial aici gradul de colectare a acestor impozite și taxe. Sigur că acum influențează primăria municipiului Vaslui, a avut în anii din urmă, sperăm și în acest an fiscal să avem un grad bun de colectare, ca și exemplu în anul 2011 am avut un grad în jur de 93-94%, fapt pentru care sursele care au venit de la bugetul de stat pentru echilibrare au fost ceva mai reduse, întrucât se consideră că ne-am făcut treaba corect, am reușit să colectăm impozitele și taxele și, prin urmare, sursele care, după cum spuneam, care au venit de la bugetul de stat au fost ceva mai reduse. Dacă acordul cu Fondul Monetar Internațional va fi agreat de ambele părți, cel mai probabil de anul viitor primăriile vor rămâne fără această sursă de venit. Mai grav este că există și posibilitatea disponibilizării unei părți a personalului din aceste structuri specializate de colectarea taxelor și impozitelor.